Bine v-am regăsit! Cu toate că sunt sute, poate mii de materiale despre Big Bang pe internet, există încă multe concepții greșite legate de acest fenomen, de aceea m-am hotărât să fac acest videoclip. Teoria care a dus la expresia Big Bang a fost elaborată în anul 1931, poate nu întâmplător, de un preot catolic belgian, care era în același timp și fizician, matematician și astronom, Georges Lemaître, profesor la Universitatea Catolică din Louvain. El a arătat că multe lucruri neclare pe vremea lui legate de astronomie și astrofizică devin relativ ușor de explicat dacă considerăm că Universul a avut un început în care dimensiunile lui erau extrem de mici, o stare pe care el a numit-o atomul primordial, și că pornind de la această stare, Universul a început un proces de expansiune care continuă și azi. Să nu înțelegeți că atomul primordial era un atom așa cum sunt atomii pe care îi cunoaștem de la lecțiile de chimie. Este doar un termen pentru a ilustra dimensiunile inițiale foarte mici ale Universului. La început, fizicienii și astronomii au fost neîncrezători, dar dovezile i-au convins curând că acest model de univers trebuie să fie cel corect. Până și Biserica Catolică a acceptat, un pic mai târziu, ideea, în 1951, Papa Pius al XII-lea a declarat că ideea atomului primordial nu este în conflict cu concepția catolică despre creația lumii. Cu alte cuvinte, Biserica a folosit teoria lui Lemaître ca pe o dovadă în sprijinul existenței lui Dumnezeu și a creației divine. Lemaître însă n-a amestecat niciodată știința cu credința, n-a afirmat explicit, după câte știu, că atomul primordial ar fi o dovadă a creației divine, fiind de părere că știința și credința sunt căi diferite pentru căutarea adevărului, căi care nu trebuie să se intersecteze. Cred că mai trebuie să spun acum la început și multora li se va părea ciudat că de fapt nu există teoria Big Bang. Georges Lemaître n-a vorbit despre Big Bang. Termenul a fost folosit pentru întâia oară de un opozant al teoriei, astronomul englez Fred Hoyle. Într-o emisiune la Radio BBC în anul 1949, adică la 18 ani după ce Lemaître a venit cu ideea atomului primordial, Fred Hoyle a folosit termenul de Big Bang într-un sens mai degrabă ironic la adresa acestei teorii, care presupune că toată materia din univers a fost creată, citez aproximativ spusele lui Fred Hoyle, într-o mare explozie la un moment dat în trecut. Așa s-a ajuns la termenul Big Bang, care a fost îmbrățișat imediat de jurnaliști în goana lor neobosită după senzațional. Cred că mulți ar vrea, dacă am fi într-un dialog, să pună întrebările: de unde știm că a avut loc Big Bang-ul? Cum putem ști ce s-a petrecut cu atât de mult timp în urmă și cum putem ști cât timp a trecut de atunci până azi? Să vedem. În 1915, Albert Einstein a publicat teoria relativității generale, care descria perfect fenomenele gravitaționale cunoscute la acea dată. În 1917, el a aplicat teoria la scara întregului univers și a plecat de la ideea că universul este static, așa cum se credea pe vremea lui, adică nu este nici în expansiune și nici în contracție. Dar a observat că pentru ca ecuațiile să descrie un univers static, stabil, trebuie să adauge un coeficient, un fel de corecție pe care a numit-o constantă cosmologică. În lipsa acestei constante, ecuațiile arătau că universul nu poate fi stabil, gravitația ar fi făcut cu timpul ca toate corpurile cerești să cadă unul pe celălalt. Cum am spune noi azi, totul s-ar fi terminat într-o imensă gaură neagră. Mai târziu, după ce a aflat că universul este în expansiune,
Einstein a spus că adăugarea constantei cosmologice a fost greșeala vieții lui. Dar azi, ideea lui capătă noi valențe, deoarece are legătură cu ceea ce numim energie neagră. Am vorbit despre asta în videoclipul cu titlul 5 minute despre energia neagră. În anii 20 și 30 ai secolului trecut, deci acum nici 100 de ani, astronomul american Edwin Paul Hubble a descoperit că există și alte galaxii în afara Căii Lactee. Până atunci se credea că Universul se limitează la Calea Lactee. Dar în afară de asta, Hubble a mai observat ceva, și anume că galaxiile, cu cât sunt mai departe de noi, cu atât se îndepărtează cu viteză mai mare de noi. Și deoarece cu cât privim mai departe, privim și mai mult în trecut, acest lucru arată nu doar că galaxiile se îndepărtează unele de altele, adică că Universul este în expansiune, ci și că expansiunea era mai rapidă în trecut decât este acum. De fapt, știm că expansiunea a fost încetinită doar până acum vreo 4 miliarde de ani, de atunci ea accelerează, dar despre acest fenomen voi vorbi cu altă ocazie. Expansiunea Universului este o dovadă în sprijinul ideii atomului primordial, care a explodat și a creat toată materia din Univers, deoarece dacă ne imaginăm că timpul își inversează sensul, vom avea o contracție a Universului tot mai rapidă, care după 13,8 aproximativ miliarde de ani se termină într-un punct în care este concentrată toată masa și toată energia Universului. O altă dovadă a venit în anul 1964. Să vedem despre ce e vorba. Modelele teoretice ale Big Bang-ului arătau că la aproximativ 400.000 de ani după momentul inițial, Universul a devenit transparent. Până atunci era alcătuit din plasmă foarte fierbinte, prin care lumina nu se poate propaga. Deci, după aproximativ 400.000 de ani, lumina a putut să se propage pe distanțe tot mai mari, până la urmă oricât de mari, prin Universul devenit transparent. Acea lumină, care n-a mai fost absorbită de nimic, trebuie să existe și azi. Dar din cauza expansiunii Universului, lungimea ei de undă a crescut atât de mult încât azi nu mai este lumină, ci radiație din domeniul microundelor. Iar în anul 1964, doi astronomi americani, Arno Penzias și Robert Wilson, au pus în evidență această radiație. Lungimea ei de undă este azi de aproximativ 1,9 mm și ne permite să calculăm cât timp s-a propagat ea din momentul emisiei, fiind deci una dintre metodele de calcul a vârstei Universului. Există și alte dovezi, multe, pentru ipoteza Big Bang și de asemenea alte fenomene care ne permit să estimăm vârsta Universului, dar nu avem timp să discutăm toate astea acum aici. Însă, toate evidențele arată în limitele preciziei cu care putem lucra, arată același lucru, că acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, Universul a fost într-o stare cu densitatea energetică fantastică, după care a început să se extindă. Modelul pe care îl avem azi despre Big Bang ne spune următoarele. Întâi, la câteva miliardimi de secundă după Big Bang, concentrația uriașă de energie a dus la formarea neutrinilor, a quarkurilor și a electronilor. Apoi, cam de la a milioana parte dintr-o secundă până la aproximativ o secundă, temperatura a scăzut suficient încât quarkurile să se poată lega și să formeze protoni și neutroni. Au apărut, deci, protonii și neutronii. După 3 minute din momentul inițial, Universul s-a răcit suficient pentru ca protonii să se poată lega de neutroni și să formeze primele nuclee de atom. Acestea au fost nuclee ale izotopilor hidrogenului și mai puține de heliu. Intervalul de timp
de la 3 la 20 de minute, fiind numit era nucleosintezei, deoarece atunci au apărut primele nuclee din univers, care erau aproape exclusiv de hidrogen și heliu. De aici încolo, lucrurile s-au petrecut mult mai încet. Universul era prea fierbinte pentru ca electronii să se poată lega de nucleele formate ca să apară atomii. Abia după aproximativ 380.000 de ani, temperatura a scăzut suficient pentru a se putea forma primii atomi. În marea lor majoritate de hidrogen, mai puțin de heliu, foarte puțin de litiu și extrem de puțini ale altor câtorva elemente chimice ușoare. Au trecut apoi între 100 și 250 de milioane de ani până când au apărut primele stele. Stelele din prima generație conțineau practic doar hidrogen și heliu, dar în nucleele lor s-au format celelalte elemente chimice până la fier. Iar exploziile stelelor din prima generație, precum și alte fenomene, cum ar fi alipirea unor stele neutronice, au dus la formarea elementelor chimice mai grele, de dincolo de fier, în tabelul lui Mendeleev. De aceea, stelele din generațiile următoare, cum este Soarele de pildă, au început să aibă planete, care sunt alcătuite în mare parte din elemente chimice mai grele decât hidrogenul și heliul, cum ar fi oxigenul, azotul, carbonul, siliciul, aluminiul, fierul și multe altele. De asemenea, stelele din generațiile următoare conțin și ele, în afară de hidrogen și heliu, și alte elemente chimice, în cazul Soarelui, acestea reprezentând cam 1,5% din masa lui. Aceasta este în linii foarte mari istoria Universului de la Big Bang până azi. Cunoaștem deci în linii mari evoluția Universului și avem multe dovezi în sprijinul faptului că această evoluție a avut loc așa cum v-am prezentat-o, dar cu toate astea, așa cum am spus la început, anumite lucruri despre Big Bang-ul propriu-zis, despre acel moment inițial, nu sunt înțelese corect și în final voi vorbi despre trei concepții greșite despre Big Bang. Ele sunt următoarele. În momentul Big Bang-ului s-a născut Universul. Energia Universului trebuie să fi venit de undeva. Acel punct inimaginabil de fierbinte, atomul primordial, cum l-a numit Lemaître, conținea materia întregului univers. Să le luăm pe rând. Prima este ideea că Big Bang-ul este începutul a tot ceea ce există sau a existat vreodată. Deși Lemaître a folosit termenul de atom primordial, nu trebuie să uităm că vorbim despre univers așa cum îl cunoaștem noi, despre starea universului nostru. Dar acel atom primordial s-ar putea să aibă și el un trecut, să fie efectul unei alte stări a Universului. Și în legătură cu asta vreau să vă spun o idee foarte interesantă a lui Roger Penrose, matematician, filozof și fizician englez. După câte știm azi, Universul va avea un sfârșit, deoarece expansiunea nu se va opri, ci dimpotrivă ea se accelerează. Galaxiile vor fi tot mai departe unele de altele, se vor forma tot mai puține stele, așa că densitatea energetică și de substanță va fi tot mai mică. Dacă vor exista civilizații în acea perioadă, nu vor vedea nimic în afara galaxiei lor, deoarece celelalte galaxii vor fi dincolo de limita la care mai pot fi observate. Ființele din aceste civilizații vor crede că Universul se reduce la galaxia lor, dacă nu vor avea informații vechi de miliarde de ani, lucru greu de crezut. După alte miliarde și miliarde de ani, toate stelele vor fi dispărut, iar în Univers vor rămâne doar găuri negre, aflate la distanțe enorme unele de altele, iar în final, după miliarde și miliarde și miliarde de ani, și găurile negre vor dispărea prin ceea ce numim radiație Hawking, iar în univers se vor găsi în final numai fotoni, adică
numai energie, nu și substanță, așa cum a fost și în momentul inițial al Universului. Și deoarece pentru fotoni nu există nici timp, nici spațiu, Penrose spune că în momentul în care nu vor mai exista decât fotoni, spațiul și timpul vor suferi un salt și va avea loc un nou Big Bang și un nou univers va apărea și așa mai departe. Expresia lui este că universul își uită trecutul în momentul în care nu mai există decât fotoni și ea de la început. Ceea ce ne arată că Roger Penrose, pe lângă matematician, fizician și filozof, mai e și poet. Păcate, deocamdată nu știe nimeni cum și dacă am putea verifica această interesantă ipoteză, așa că nu vorbim încă despre o teorie științifică. Dar rămâne ideea că Big Bang-ul nu înseamnă în mod necesar apariția Universului. Poate că Universul există dintotdeauna și va exista întotdeauna, trecând periodic prin starea de Big Bang și luând totul de la început. A doua idee greșită este cea care spune că Universul nu putea să apară din nimic, deoarece energia lui trebuia să vină de undeva. Întâi, este posibil ca nimicul să nu existe. Am vorbit despre acest lucru în materialul 5 minute despre nimic, așa că n-a apărut din nimic. Dar să presupunem că Universul are un început și că înaintea lui n-a existat nimic. Ei bine, din punct de vedere energetic, putea să apară chiar și în acest caz, deoarece este posibil, ba chiar este probabil, după cei mai mulți specialiști în domeniu, ca energia totală a Universului să fie zero. Este posibil, deoarece energia poate fi pozitivă sau negativă. De pildă, gravitația face ca atracția dintre corpurile cosmice să se manifeste ca o enormă energie de legătură negativă. Deci suma tuturor energiilor din univers s-ar putea să fie zero. Așa că n-a fost nevoie de energie de undeva ca să apară universul. A fost nevoie de o fluctuație cuantică prin care să se separe energia pozitivă de energia negativă. Fotoni, pe de o parte, gravitație, pe de altă parte. Numai că nu știm nimic despre un astfel de mecanism, deoarece nu avem o teorie cuantică a gravitației. Dar, dacă e așa, din punct de vedere energetic, Universul este nimic. Așa că, după cum am spus și cu altă ocazie, când a apărut Universul, nimicul s-a transformat tot în nimic, dar un nimic mai interesant. A treia idee greșită despre care mai vreau să vorbesc este aceea că Big Bang-ul este un fenomen care se referă la întregul univers. Întâi de toate s-ar putea ca noțiunea întregul univers să n-aibă sens, pentru că e posibil ca universul să fie infinit. Iar în acest caz, atomul primordial despre care vorbește Lemaître, acel punct fierbinte, este doar originea Universului observabil, nu originea întregului univers. Dacă Universul este infinit, el a fost infinit și în momentul Big Bang-ului. Numai că atunci a fost extrem de fierbinte, atât de fierbinte încât nu se putea forma nicio particulă. Era doar energie sub formă de foton. De aceea, întrebarea unde este acel punct în care a apărut Universul n-are sens. Chiar dacă Universul este finit, el este mult mai mare decât ceea ce putem observa, știm acest lucru, și deoarece tot ceea ce vedem a fost concentrat într-un punct, punctul în care a apărut Universul observabil este peste tot, este chiar și aici. Deoarece tot ceea ce vedem a plecat de la acel punct, de la atomul primordial. Acel punct este acum Universul observabil. De asemenea, e greșit să ne imaginăm un punct cândva și undeva în care s-a produs Big Bang-ul, deoarece cuvintele cândva și undeva presupun existența timpului și spațiului. Dar în momentul Big Bang-ului n-a existat spațiu și nici timp. Oricât de ciudat pare modelul nostru de univers, presupune că spațiul și timpul au apărut și ele în momentul Big Bang-ului. Închei, ca de obicei, spunându-vă că
Dacă ați crezut că știm că înainte de Big Bang n-a existat nimic, că trebuia să vină de undeva energie pentru ca Universul să apară și că punctul fierbinte la care se referă Big Bang-ul este originea întregului Univers, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!